E blondă. E blondă, Diana, e blondă. A, e blondă. Stai că miroase a creier ars. Nostru, mă, suntem niște copile. Miroase a creier ars aici. E blondă, n-ai ce să-i fie. Da, ce să fie. Maria e divă pe la Londra, pe acolo, pe la aia, știi? Da, da. Acolo poate. E bine să fii divă. La divă din aia, știi ce zic? Tu ești divă prin România. Divă care lucrează la Ania. Acolo e mai rău să fii divă. E divă din aia care lucrează la Penny, Maria. Băi, stai să care se mai dau. Nu mai râde Mădălină. Lângi. Lângi când te vorbești. Lângi. M-am dat cu parfum pe rochea asta și mi-am pătat toată rochea. Bravo, Diana, bravo. Mulțumesc. Dar nu-și dă seama pentru ce. Bravo, Diana, ești forță. Despre tine, Maria. Ești forță, putere rău de tot. Ai mincat ceva azi? Trebuie să... Da, atit... Să am mincat în fiecare zi, Alex. A? Nu, am mincat atit în Londra, ci și în Chișinău. Ia, a, mincare? Da. Dar de ce, Diana, de ce te certai cu Maria acum? A venit mincearea. Ce spune? Ce râde ăla? Ce e așa amuzat, Nicos? Mi-a pus salivă. Diana, spune. De ce te certai cu... Da. A venit mincarea. De ce? Râde de tine. De ce? Râde de gluma pe care am zis. Bine, glumă. De ce? Cum vorbește Maria? Băi, nu râde Maria, eu râd de tine, ales că ești... Dacă așa vorbește ea, poate... Diana, de ce te certai cu Maria? Poftim? De ce te certai cu Maria? Că nu are creier ars, ce să fac cu ea? Are creier ars, cum poți să zici? Da. Vezi că folosești cuvinte. Mama, afirmație grea asta, Maria. Eu te înțeleg că are creier ars, dar de ce s-a ajuns? Dar știm și noi, dar zici și tu de ce. Așa că uite-mă aici. Lasă-mă cu ei să vorbesc. Da, și fata asta să vorbească, mă, că au venit și de ce, de ce s-a ajuns la acest conflict? Dar e o divă, ea nu se coboară la nivelul meu. E divă... Cine, Maria? Nu o vezi. Da. Nici nu o văd, nici nu s-a auzit de ea până acum, doar ea... A s-a auzit, cum nu s-a auzit? Da, nu ai văzut-o la radio? S-a auzit, atât în Londra, cât și în Chișinău. Mi-a ajuns. Mă, fete, nu trebuie să vă certați, trebuie să vă înțelegeți bine în casă acolo. Da, da, dar cu ea nu se poate, Alexandru. Am înțeles. De ce? Ai vorbit acasă cu ea? Pentru că ea se crede mai presus decât oricine. Acasă te înțelegi cu ea? Deși nu este. Te înțelegi acasă cu ea? Încă n-am ajuns să conviețuim împreună. Păi nu, că Maria, tu nu știai? Nu știai, Diana? Ce să știu? Că Maria e cu valoare. Ea are valoare. Nu știam, uite, am aflat acum. Da, îți spun eu, are valoare. Ce faci, Izabela? Bine, tu ce faci? Foarte, de la foarte bine în sus. O întreb de parcă n-ați vrut pe Instagram. O, ușor, ușor, ușor. O, ușor. Maria, dar nu pune mâna la gură, Alex, nu e frumos. Alex, Alex, o întreb ce face, de parcă nu vorbiți pe Instagram de 24 de ore. Da, parcă nu știi ce faci. N-am vorbit niciodată pe Instagram. Nu? Lasă-mă. Ia întreabă. Să o întreb? Da. Hai că nu am Instagram-ul ei de la tine. Maria, dar de ce ești așa tăcută acum și nu mai zici nimic? Nu înțeleg de ce te mai întreabă ce faci, de ce ai răspuns acum vreo jumătate la mesaj. Tu nu înțelegi că n-am vorbit pe Instagram. Știu Instagram-ul, dar n-am vorbit. Și seara după aia. Este o perfectă de fată, ca ea nu mai există. Ea nu e normală. Dar v-aș certat ieri. Ea râde, plânge. Bă, dar v-aș certat prea mult teatru. Poftim? Nu v-aș certat, nu nimica? Nu, păi ea, nu vezi ce... Are. Păi ați spus da, ceva da, frumos Diana. Și azi că nu se coboară la nivelul lor. Diana, dar ea nu avea nicio treabă cu tine. De ce ar trebui să fie comunic invidios? Eu sunt. Atâta timp cât nu se plânge la staff că nu vin fete pentru el? Eu nu sunt invidios că vin fete pentru tine. Dacă tot le dăm așa, hai să le dăm pe toate viața. Nici măcar nu sunt invidios, sunt deranjat. Nu, ai zis, ai zis în felul următor. Le aduceți, eram acolo și am auzit. Milioane de concurente care au zis că trebuie să vină. Ai zis în felul următor. Bă, stai puțin, stai puțin. Stai puțin, Rareș, Rareș. A zis în felul următor. Din milioanele alea trebuie să fie una. Care are o boală psihică. Bă, lui ăsta îi aduceți 7 femei, nu alege pe niciuna și nu face nimic cu niciuna și vreți să arate puterea dragostei și mie nu mi-aduceți nimic. Era la masă acolo și nu am, zis, nu am zis cum ai spus tu, dragul meu, am zis. Au venit 7 femei pentru Alex. Da, și nu face nimic cu ele. Și vrei să vedeți puterea dragostei la cine? La Alex? Și nu am zis acum. Adică eu ce am? Păi nu, tu ai zis. Pe omul vrea să convertească, să adică, adică le ia pe toate. Alex, Alex, mă, să mai trieze. Vine și pentru Nico și pentru ăsta, poate că ți-a zis. Bă, dar stai puțin. Dar cum se? Ești obraznic, ești obraznic. Bă, eu nu înțeleg. Bă, Nicos, eu nu înțeleg ceva. Să mai vină și pentru ăsta și pentru ăsta. Dacă femeia vine și îi place de cineva, trebuie să aleagă ea, că îi place de tine, ca să mai... Omule, n-ai înțeles. Orice concurent care vine în emisiune, asta este întrebarea la casting. Bă, pentru cine vii? Mă, îmi place mai mult Romeo, îmi place, păi și dacă are ce-mi place Cristian, ce să fac? Bun.
Am fost eu cea mută vreo 3 luni de zile, ce să zic. Ai aici? Fost și eu o să... Da, adevărat. Dacă vreau eu o să... Vorbești tu de mută când... Dacă vreau eu o să fii în continuare. Da, când da, da. Când am eu chef o să fii. Da. Da. Ai chef și acum? Ce? Vezi că ți-am zis tași mai înainte și ai tăcut. Eu ți-am zis prima. Place că mă asculți, dar eu n-am tăcut. Eu când ți-am spus, e tu ai tăcut. Place că mă asculți, atâta vreau să mă asculți. Acum. Când îți spun eu ceva, tu să faci. Las că te caut eu imediat. Bine, cu freza eram praf. Deci ești și acum, stai. Da, bine, cu asta ești forță. Da. Bă, dacă freză, ai venit prima ta zi aici cu vestea aia ta de cowboy, crezi că erai mai bun? Cu ce? Vestea de cowboy. Exact, hai că ai evoluat și tu. Bă, dar eu, adică, dacă vă certați... Ai evoluat constant. Bă, dacă vă certați, ai, Romeo. Bă, Romeo, uite să Romeo, cum arată la 30 de ani. Nu, Romeo, dacă vă... Cum ar vă? Romeo, dacă vă certați, da. Vă certați pe cuvinte, nu cum se îmbracă. Atracție carnală? Pe logic, asta... Atracție carnală? Atracție carnală? Dacă vorbea și Alexandru, băieți. Carnală față de tine. A, vorbea Alexandru. Stai, scuze, ce ai, Sale? Ce ai zis? Nu am zis nimic, lasă că vorbești tu. Care bă, Romeo, te punești mult? Pe tine lumea cum te punești pe mine. Știi cu ce te-aș vedea mai degrabă? A. Cu Diana, că e mai baro, mai cum trebuie. Da, dar știi, în sezonul viitor. Bă, dacă n-am fost pus eu și n-am fost pus nici Romeo... Stai potolit, Alex. Dar era culmea cowboy. Care dintre fetele noi îți place, Romeo? Ce? Nu, pe eu nu am zis. El a zis, m-a întrebat dacă îmi place de fetele noi și las că m-ar vedea. Tu ai spus că da și te-am întrebat de care. Îmi plac fetele noi. Îmi plac fetele noi cum arată. Nu înseamnă că neapărat aș vrea o relație cu una dintre fetele noi. De ce te scuzi? Te-am întrebat tu dacă vrei vreo relație. Stai că mai înainte n-ai zis așa. Romeo, nu le da la am zis eu că vreau o relație că arată ok. Nu le da la întors. Ceea ce zicea și Comănici ieri că pot aprecia un om frumos prin faptul că... Dar tu ești exact ca și Comănici. Bă, dar tu ești nebun. Nu vei o relație ca de atracție carnală. Bă, dar tu ești un om frumos pe stradă, da? Că e frumos, îl apreciez că arată bine, nu înseamnă că gata, ai luat-o de nevastă sau ai face ceva cu deci, repede. Ei, n-ai face, cum te uiți la atracție aia? Aici. Atracție e altceva, atracție înseamnă da, și chimie totodată. Ok, ai atracție fizică față de una dintre fetele noi? Eu? Da, tu. Nu. Dar poate să aibă atracție pentru una dintre noi. Nu am simțit atracție pentru că nu ai cum să simți atracție fără să interacționezi. Te pup, Andrada. Nu am interacționat deloc cu ele, nu am. Atracție fizică. În acest moment tu simți că ai vreo atracție către vreo fată din această casă? De ce te uiți la mine când... Nu, mă uit așa. Păi da, simt că am atracție, nu pot să mint. De cine? Păi pentru cine? Poftim? Pentru cine? După cum știți, pentru Alexandra. Ai că iar te-ai sucit. Da, da, asta nu înseamnă că nu am o atracție fizică pentru ea, dacă nu ne-am înțeles și n-am adevărat putut și asta. Vai, nu am rezonat. Mă, nene. Adevărat mă, și nene. Asta, Alexandra. Mă, nene. Nu poți să-l contrazic. Hai, zi. Ești bine? Eu? Bă, cred că mi-a luat temperatura azi dimineață și eram ok. Ți-ai luat temperatura? De ce-ți place? Ești sigur că ai ieșit bine? Pentru că în zilele în care am fost liber, nu prea ai fost bine. De ce? Păi tu spui că ai atracție față de mine și tu scrii lusor, mea, mă? Păi am vrut să te fac geloasă. Nu, să mă faci geloasă pe mine, dar am vreo un sentiment că ai zis că m-a prost. Mă, suntem același tipar de femeie, deci... Nu, Romeo, ai zis, ai dat alt răspuns, ai zis că te-ai încurcat. S-a încurcat. Nu, no, a zis că te-am încurcat, dar vine cu ceva nou despre ce vorbi. Acum zici și altceva, cum se face, Romeo? Mă contrazic, am tot dreptul. Da? Da. Asta e viața, contrazice-te. Da, dar știi cum e, ceau, ciuz, bai. Ce? Știi cum e, ceau, ciuz, bai. Păi îmi asum. Vrei să ții de ceva ce și tu eu ești conștient nu am, că nu o să eu meargă. Eu am fost întrebat dacă simt vreo atracție în momentul ăsta față de vreo fată și am zis că da, nu pot să fiu ipocrit să zic nu din frustrare. Simplu. Deci doar de Alexandra. De Adriana, nu? Ce dar de Andrada. Dacă eu nu l-am băgat în seamă. Glumesc, nu. Omul ăsta e conștient că dacă îi scrie Adrianei da. Cuiva, e conștient că o să ajungă la tine. Dacă tu îi dai ceea ce vrea și vii și... Uite, de exemplu, dacă vorbești cu Andrada sau cu aia sau cu Mădălina, nu o să ajungă la Alexandra. Nu o să ajungă? Nu. Păi când a vorbit cu aia, cum s-a ajuns la Alexandra? Păi, voi faceți orice. Fii atent aici, el n-a făcut datorită materiale. Datorită lui Codruț a ajuns fii atent aici, el n-a făcut materiale. Absolut deloc. Voi faceți materiale pe seama faptului că a vorbit el cu Cutăreasca. Ai înțeles?
Până la urmă nu era bărbatul tău, vă cunoșteați, a zis că te simpatizează. Eu nu vorbeam de chestia asta, eu vorbeam de ceea ce spune el, că ieri a spus ceva și azi a spus altceva, asta este toată lucrurile. Bă, ce-a făcut da, ieri a fost un mișto, a vrut să-ți dea peste nas să facă mișto, Alexandra, că v-am confundat. Care ieri că Doamne, nu mă mai atragi. Doamne, ferește-mă, Doamne, Doamne, ferește-mă, Doamne. Păi dacă sunteți, nu mai zic. Da, ești. Băi, eu n-am cum să vorbesc serios cu tine și n-are nimeni cum să vorbească serios cu tine, fiindcă degeaba vorbesc serios cu tine, degeaba încerc să-ți bag ceva în capul ăla, că de 5 luni de zile tot părerea ta e cea mai... Ei, nu e adevărat. Nu poate nimeni să schimbe părerea în legătură cu absolut nimic. Păi n-ai cum să-i schimbi părerea. Păi n-ai cum, fiindcă tu ești încuiată la minte. Eu nu sunt încuiată, spre deosebire de voi, gândesc mult prea mult, asta este chestia. Bă, taci din gură că vorbesc eu acum. Nu, eu gândesc mult prea mult. Tu nu accepti informații din exterior. Pentru asta nu aveți cum să-mi schimbați gândirea și modul de a gândi. Înțelegi? Eu nu sunt jucărie să mă schimbați după bunul vostru plac. Vai de, și profesorii care ne educă în școală, sunt niște care se lasă influențate. Elevii profesorilor sunt niște jucării. Fii atent aici. Un om poate să învețe foarte multe dacă îi dai voie. Un om, păi să vină un om care îl consider eu că am ce să învăț de la el și după o să învăț. Până de față nu a venit niciun astfel de această casă. Mă, maximum cineva zodia pești poate să te învețe pe tine niște lucruri. Pe mine? De combinații, atât. Zodia niciodată. Pești, să nu se pune. Niciodată. 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 Ai dreptate, ai învățat tot ce era de învățat. Hai că e bună zodia asta. Tu ai învățat deja tot ce era de învățat. Cristian! Evoluție înseamnă... Vrei să vorbim despre lucrurile astea? Asta, vorbim despre... Vrei să vorbim despre lucrurile astea? Procuroarea cea mai șmecheră din Cristian, Germania. Cristian, te mai întreb o dată. Vrei să vorbim despre lucrurile astea? Cum ai cunoscut tu procuroarea din Germania și ești prietenă cu ea cea mai șmecheră din Germania? Lucrai la fabrică, și ți-ai prins degețelul și ai dat în judecată compania că s-a întâmplat un accident de muncă. Lasă-mă, vrăjit. Cum ai ajuns? Hai, cum ai ajuns să o cunoști? Explică-te. Cum am ajuns eu să cunosc procuroarea? Nu înțelegi întrebările. Păi nu înțelegi că eu am stat acolo atâția ani de zile, este normal să plece. Dacă eu locuiesc în România, trebuie să cunosc cel mai șmecher judecător. Este femeie, dacă era bărbat, mai ziceam. Dar este femeie. Bun, și păi tocmai, mă, fii atentă că nu suntem prost. O femeie, normal că susține o femeie și o ajută în problemele ei, dar ce probleme ai avut așa mare? Eu? Ce probleme? Te-ai zis tu ce probleme am avut eu? Te interesează atât de mult trecutul meu? Vrei să vorbim despre trecut, Cristian? Vrei să vorbim despre trecut? Că dacă vorbim despre trecut, s-ar putea să-ți închid gura. Stai acolo. Asta vine la toată lumea, vezi, că asta e ce la tot. Tu chiar poți să-mi închizi gura. Tu poți să-mi închizi gura când vrei tu. Vrei să-ți închizi gura. Ce treabă are trecutul, măi? Vă atacați cu trecutul? Dar nu vă mai atacați când aveți un rost cu trecutul. Păi nu, că ei au fost acolo și au fost în sat. Fii atent aici. Tu poți să-mi închizi mie gura când vrei tu. Și vrei să zic de ce? Când încep să vorbești prost... Când încep să vorbesc prost, vezi că ți-am închis săptămâna trecută de vreo 5 ori gura. Dar mi-o închis... Te-ai pus jos acolo și n-ai mai scos nimic pe gură. De câte ori vrei tu mi-închizi spun și momentele în care eu ți-am închis. Mi-închizi și mintea și ce vrei tu, că eu ajung în unele momente să-mi dau seama... Nu, Cristian, ai venit și m-ai acuzat pe mine de anumite chestii, înțelegi? Și eu ți-am dat exemplu de persoane care au făcut aceleași chestii. Așa că taci. Ok? Bă, femeie... Tu să-mi închizi mie gura. Tocmai ce ți-am explicat. Și dacă aveam două clase, și eram cel mai prost de la mine din sat. Deja ți-am închis. Tot eram mai inteligent decât tine. Inteligentă, adevărat. M-am corectat analfabet. Mai inteligentă decât m-am corectat. Tine. Se vede. M-am corectat. Se vede. Nu cum te-am lăsat pe tine. Așa am mai corectat decât tine. Așa face și ăsta acum. Noi tu dialog cu mine. A, individă care vii din Germania, de la știu eu ce. Am venit unde? Am primit niște informații în legătură cu tine. Dar o să le dai când se termină. Cristian, vrei să vorbim despre asta? Chiar vrei? Bă, dar n-am cum să vorbesc despre subiectul ăsta, fiindcă pe subiectul ăla ești Doamne, numărul 1. Doamne, dar același numărul subiect, pe subiect, bă, că a fost... Ce subiect vrei să am cu individa asta care spune mie că îmi închide gura? Asta? Eu care am muncit de mic individa asta a fost și la sapă și la lopată și... Care te-a să te bă, întorci Cristian. În casă, dragul meu. Bă, mâncați. Aaaa, dar de unde ți-ai... Asta! Vreau să port eu un dialog. Cu care tu vorbești? Da, Alexandra, tu lucrezi aici. Cu care tu vorbești? Vrește, Alexandre, că ai ajuns înapoi. Alexandra, ea lucrează aici. Nu mai ajunge Alexandra. Aici. O să închidem subiectul, nu o să are cuvântul. Toți care vreți să veniți în ziua să-i spuneți Alexandrei. Bravo aia. Alexandra! La ajutat, da, dar individa asta te-a ajutat să te întorci în casă. Nu a spus doar datorită ei, tu te-ai întors în casă, doar datorită mie. Te-a ajutat să te întorci în casă, individa asta te-a ajutat să te întorci în casă. N-am spus nimic greșit, te-a ajutat. N-am spus că eu am făcut toate lucrurile astea, am zis doar că l-am ajutat. Atât. Stai liniște. Da. Eu
dovezile care am despre ea sunt de la fostul ei bărbat și nu le-a luat. Păi și te gândi că fostul meu bărbat a fost atât de frustrat în momentul în care eu l-am lăsat pe drum? Hai să vorbim! Ce? Despre cum ai fugit tu de acasă? Mă, dar tu cum poți să minți în halul ăsta? Tu minți? Nu ești normal la cap. Tu minți? Diana, tu n-ai reacționat în niciun fel, adică totuși Rareș a afirmat că te cunoaște fără haine. Nu are cum să mă cunoască fără haine. Domnișoara Cristina. În momentul ce nu este așa și să nu mă provoace Rareș să mai spună astfel de minciuni. Alexandra, vrei să o cunoști pe aia în continuare sau te limitezi la Diana? O să cunosc în continuare și pe Diana și pe aia și pe restul. Bine! Maria, ai vrut să faci materiale cu Codruț, iar eu personal i-am zis lui Codruț să nu cumva să cadă în plasa ta. Eu nu înțeleg de ce este doar Maria trasă la răspundere, când și aia, și Andrada, și Mariana au vorbit. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.